Săritura în lungime și viteza pe o distanță de 50 de metri sunt cele două probe pe care cei 50 de participanți le-au parcurs la prima ediție de atletism, Cupa Începătorului. Competiția a avut loc sâmbătă la sala de atletism din cadrul complexului sportiv Marina Nastasovici. Concursul s-a desfășurat pe categorii de vârstă, atât la fete cât și la băieți. Prima probă în care micuții sportivi s-au întrecut a fost cea de viteză. Pentru a ocupa un loc fruntaș pe podium, sportivii au demonstrat că pot face performanță, chiar dacă unii dintre ei au început să se antreneze în urmă cu două săptămâni. Rezultatele foarte bune obținute de copii la proba de săritură în lungime ne poate da speranță că pe viitor vom avea și la acest sport campioni naționali. Evenimentul de sâmbătă a fost organizat de grupul sportiv municipal Giurgiu, de Direcția Județeană de Tinere și Sport, în colaborare cu multipla campioană la atletism, Viorica Țigău. Astăzi a avut loc prima ediție a concursului Cupa Începătorului, la categoriile de vârstă 4 ani. Între 4 și 12 ani am avut și categorii de-astea deosebite, cu copii foarte mici, dar și cu copii foarte talentați. La finalul competiției, toți participanții au fost premiați. Premiile constând în cupe, diplome, training-uri și dulciuri au fost oferite cu ajutorul femeii de afaceri Vera Nicolae. Cei ce au ocupat primele locuri pe podium au spus că le place acest sport și că vor să ajungă la competițiile internaționale. Primul loc! Și locul 3, Angel Mihai! Ce loc ai ocupat? Locul 1. Cât de mult ai muncit tu pentru acest loc? Foarte mult. De cât timp faci atletism? Aproape de un an. Și îți place? Da, foarte mult. Locul 1. Cât de mult ai muncit tu pentru acest loc 1? Foarte mult. De cât timp faci atletism? De vreo 2 luni și ceva. Și locul 3 și locul 1. Excelent. Da. Cât de mult ai muncit pentru acest titlu? Foarte mult. Spune-mi, te rog, de cât timp faci tu atletism? 2 luni. Spune-mi, te rog, cât de mult ai muncit pentru această cupă? Cât de mult am putut. De cât timp faci tu atletism? De 2 luni. Spune-mi, te rog, unde vrei să ajungi cu acest sport? La Olimpiadă. Vizibil, emoționat și cuprinși de febra primului concurs, copiii au ținut să facă o surpriză echipei TV Giurgiu. Micuții, recunoscători pentru atenția pe care le-am acordat-o, ne-au urat la mulți ani de ziua noastră. Ce rol a jucat atletismul în viața campioanei Viorica Țigău, ce sporturi a mai practicat, dar și care a fost principalul motiv pentru care sportiva s-a retras din sportul de performanță, puteți urmări în cadrul unei ediții speciale marca TV Giurgiu.